Condescu a semnat în perioada 23 martie 2011 și 29 septembrie 2011 în fals la rubrica cesionar și a uzat de un număr de 3 înscrisuri denumite contract de cesiune creanțe, cunoscând că acestea sunt false, pe care ulterior, prin intermediul inculpatului Viorel Temelescu, le-a prezentat spre semnare factorilor de conducere din cadrul SNLO Târgu Jiu, inducându-i pe aceștia în eroare, obținând în acest mod un folos material injust în sumă totală de 2.503.933 de lei. În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut că în perioada 23.03.2011-29.09.2013, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de președinte al CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu, prin folosirea unor contracte de împrumut fictive, care nu reflectă realitatea, acordate în calitate de persoană fizică către CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu, și-a însușit personal în mod necuvenit suma de 1.551.156 de lei, la care se adaugă suma transferată sistematic către o firmă din Târgu Jiu de 1.080.000 de lei, prejudiciul fiind interesele clubului sportiv. Se menționează în comunicatul de presă remis de parchetul județean Gorj. Condescu și Temelescu au fost reținuți pentru 24 de ore în luna noiembrie anului trecut, magistrații Curții de apel Craiova respingând apelul procurorilor gorjeni de arestare preventivă pentru 29 de zile, formulată pe numele celor doi, ei fiind ulterior cercetați în libertate. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Olt, instanță desemnată de Curtea de apel Craiova.